din Moldova sunt unii care spun că ar fost scoasă de la finanțarea UE, alții că nu este așa, care este adevărul și ce gogonată, niciuna gogonată. Deci ca să intre pe finanțare, trebuie să întâmple mai multe lucruri. Primul lucru este să adopte bugetul Uniunii Europene, să se semneze acordul de parteneriat între România și Comisia Europeană privind împărțirea banilor din bugetul Uniunii Europene pe axe, măsuri și abia după aceea se poate ști dacă este sau nu este finanțabilă. Din punctul nostru de vedere, noi vom negocia, reprezintă clar una dintre priorități. Dacă vă aduceți aminte, în perioada în care Corina Crețu era comisar european pentru dezvoltare regională, se ruga de guvernul României ca să facă cerere de finanțare pentru finanțarea studiului de fezabilitate. Situația este asta. Noi am moștenit acest proiect de autostradă. Era introdus alături de alte 22 de proiecte, să fie realizat de așezisa Comisie de Strategie și Prognoză, care nu are nicio competență și nicio calitate. Am elaborat un proiect de ordonanță pentru că sunt proceduri lansate și toate aceste chestiuni trebuie foarte bine pregătite din punct de vedere juridic, astfel încât să nu avem litigii ulterioare. Marți este prevăzut să adoptăm ordonanța de urgență care va readuce în competența ministerilor pe linie toate proiectele care erau la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în ceea ce privește autostrada Unirea. Proiectul va reveni în competența Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Evident, prin ordonanța de urgență vom încheia science fiction-ul cu parteneriatul public-privat pe care l-au lansat pe piață vechile guvernări și vom lua o decizie rapidă privitoare la finanțare. Deci când vom vedea primul metru de autostradă în Moldova, în afară de cel făcut în semn de protest? Vă spun în ce fază sunt. Deci pe Târgu Mureș Dicleu există contract pentru realizarea studiului de fezabilitate. Ne-am propus ca până la sfârșitul anului să finalizăm studiul de fezabilitate și să facem toate demersurile pentru a putea obține acordul de mediu, astfel încât să pregătim licitația pentru proiectare și execuție. De asemenea, imediat ce va fi preluat de Ministerul Transporturilor, Ministerul Transporturilor va pregăti documentațiile de licitație pentru a lansa licitația pentru selectarea firmei care să realizeze studiul de fezabilitate pe restul tronsonului până la Ungheni. Probabil și aici o să dăm un termen mai scurt decât termenele care îți dau de obicei pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Probabil, să spun, ordinul de execuție prin care să înceapă construcția efectivă a autostrăzii, termenul realist pe care pot să vi-l dau este de aproximativ 2 ani de zile, pentru că, repet, trebuie terminat studiul de fezabilitate, obținut acordul de mediu, adoptată documentația tehnică-economică de către guvern, realizată licitația pentru proiectare și execuție, de regulă proiectarea în funcție de complexitatea tronsonului durează cam un an și jumătate și abia după aceea se poate da ordinul pentru începerea execuției efective. Ce puteți să ne spuneți? Și repet încă o dată, noi negociem ca să fie finanțat din fonduri europene, așa cum este finanțat din fonduri europene și tronsonul Sibiu Pitești, pe care considerăm prioritate zero și cum este finanțată și autostrada 25 la București. Și tronsonul Neamț-Târgu Mureș? Târgu Mureș, Iași, Ungheni, v-am spus. Cum comentați, toate tronsoanele. Cum comentați atmosfera de azi în piața unui secundele care s-au auzit la un moment dat? Să știți că ne așteptam, au fost două grupuri acolo, unii dintre ei cu agitatori, inclusiv din galerii de fotbal, asta e. E o atmosferă mai colorată. Vă temeți de o moțiune de cenzură în Parlament? Suntem aici a... Știe, dar e sensibil subiect. În spațiu sfânt, ne tem de Dumnezeu.